Bine ați revenit! Avem de răspuns la următoarea întrebare. Trebuie să plecați din colțul din stânga sus, în care e scrisă litera P de la plecare, și să ajungeți în colțul din dreapta jos, în care vedeți litera S de la sosire, și trebuie să parcurgeți un traseu care respectă următoarea regulă. N-aveți voie să vă deplasați decât spre dreapta sau în jos. Ca să fiu sigur că ați înțeles corect regula, vă prezint 4 trasee permise, cu mențiunea că prin traseu înțeleg o anumită succesiune a pătratelor prin care trecem ca să ajungem de la P la S. Întrebarea este: câte trasee diferite care respectă regula există în total de la P la S? Așa cum v-am spus și acum o săptămână, răspunsul se poate găsi și prin desenarea tuturor traseelor posibile, dar după cum veți vedea, numărul acestora este destul de mare, așa că această metodă presupune mult timp și mai mult nu ne mai ajută în cazul grilelor cu mai multe pătrate, când ajungem la sute și mii de trasee posibile. De aceea vă propun o metodă mai simplă și mai eficientă pentru găsirea răspunsului, dar după cum veți vedea în finalul răspunsului la întrebare, cea mai eficientă metodă este, ca de obicei, folosirea matematicii. Vă arăt deci întâi o metodă intermediară, mai eficientă decât numărarea traseelor, dar mai puțin eficientă decât folosirea unei formule matematice. Ea se bazează pe observația că nu se poate ajunge într-un pătrat decât din stânga sau de sus, așa cum vedeți în desen. Așa că, dacă vom număra modurile posibile de a ajunge într-un pătrat, le voi numi de acum încolo variante, începând din colțul din stânga sus, putem găsi numărul căilor posibile de a ajunge într-un pătrat oarecare, adunând variantele din pătratele din stânga lui și de deasupra lui. Știu că n-am reușit să mă exprim suficient de clar, așa că voi exemplifica această metodă. În pătratele din dreapta și de sub pătratul de plecare se poate ajunge într-un singur fel. Pentru ele avem deci o singură variantă, așa că scriem în ele 1. Apoi, este evident că în toate pătratele din șirul de sus se poate ajunge într-un singur fel, pe un singur drum, și de asemenea în toate pătratele din coloana din stânga. Deci, și pentru aceste pătrate există câte o singură variantă. Acum, dacă vrem să știm câte variante există pentru a ajunge în acest pătrat, trebuie să adunăm numerele scrise în pătratele din stânga și de sus. Adică în cazul nostru, 1 plus 1, două variante. Dacă repetăm metoda pentru celelalte pătrate din șir, adică adunăm în fiecare caz numerele din stânga și de sus, obținem aceste numere, care, nu uitați, reprezintă numărul variantelor posibile de a ajunge în pătrat, adică numărul traseelor permise de regula pe care trebuie să o respectăm pentru a ajunge acolo. Procedăm la fel cu pătratele aflate pe coloana a doua. Repetăm procedeul. Pentru pătratul acesta avem 3 plus 3, adică 6 variante posibile. Apoi, prin metoda pe care o folosim, găsim următoarele numere de variante posibile pentru celelalte pătrate din șir. Procedăm la fel pentru pătratele din coloană. Și acum, dacă folosim această metodă pentru pătratele care au mai rămas, găsim aceste numere. Există deci 35 de variante posibile pentru a ajunge în pătratul din stânga punctului de sosire și tot 35 de variante pentru a ajunge în pătratul de deasupra. Așa că în final nu ne rămâne decât să adunăm aceste două numere, avem 35 plus 35, 70 de trasee posibile care respectă regula noastră din P în S. Dacă veți folosi
această metodă pentru o grilă de 6x6, veți găsi destul de repede că există deja 252 de trasee posibile, așa că numărul crește foarte repede odată cu ordinul de mărime al grilei. De asemenea, metoda poate fi folosită și dacă grila nu este pătrată, ci dreptunghiulară, de pildă 5x6 sau 4x7 și așa mai departe. În finalul acestui răspuns, după cum v-am mai spus, tot matematica ne oferă cea mai eficientă metodă, de aceea, doar pentru cei interesați, prezint rezolvarea matematică a problemei care mi-a fost trimisă de domnul Dumitru Antonie. Îi mulțumesc și cu această ocazie. Întrebări mai mult teoretice, ar fi bine să vă încercați puterile cu întrebări mai legate de practică. De aceea azi vă propun să vă gândiți la două întrebări cât se poate de legate de tehnica inginerească. Întrebări pentru care n-aveți nevoie de matematică pentru a găsi răspunsul corect, aveți nevoie de o gândire inginerească, care, în paranteză fie spus, are la bază fizica. În aceste două fotografii vedeți două macarale de dimensiuni foarte apropiate, au cam aceeași înălțime și cam aceeași lungime a brațului. Deși seamănă, la urma urmei sunt amândouă macarale turn, se poate ușor observa o diferență despre care voi vorbi acum. La macaraua de sus, brațul are secțiunea variabilă. Cu cât ne apropiem de capătul brațului, cu atât acesta se face mai subțire. De asemenea, elementele din care este alcătuit sunt mai groase lângă turn și mai subțiri la capătul brațului. Toate astea arată, evident, că rezistența brațului se face tot mai slabă pe măsură ce ne apropiem de capătul lui. El este cel mai rezistent la greutăți care atârnă aproape de turn, dar poate susține greutăți tot mai mici pe măsură ce ne apropiem de capătul brațului. Și prima întrebare este, de ce are brațul această structură de rezistență variabilă? Acum, ca să înțelegeți a doua întrebare, vă rog să observați diferența despre care vorbeam, și anume că la macaraua de jos, brațul are aceeași structură și aceeași secțiune pe toată lungimea lui, ceea ce înseamnă că rezistența lui este și ea aceeași pe toată lungimea, în oricare secțiune a brațului. Iar a doua întrebare este, de ce există această diferență între cele două macarale dacă ele fac același lucru, au cam aceleași dimensiuni și pot lucra cu aproximativ aceleași greutăți? Oare una este proiectată corect și cealaltă nu? Mulțumesc pentru atenție, succes în găsirea răspunsului. Pe săptămâna viitoare!